Vom citi în seara aceasta din 1 Împărați, capitolul 18, primele 15 versete. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Dute și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab era mare foamete în Samaria. Și Haba a trimis să cheme pe Obadia mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat o sută de proroci și a ascuns câte cincizeci într-o peșteră și i a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haide în prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pâraele Poate vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și cătărilor și să nu avem nevoie să omorâm vitele. Și au împărțit țara sa cu trăiere. Ahab a plecat, pe un, a plecat singur pe un drum și Obadi a plecat singur pe un alt drum. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, recunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis: Tu ești, domnul meu Ilie? Ilie a răspuns: Eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și Obadi a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare. Viu este Domnul când n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-au găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși, robul tău se teme de Domnul, din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns o sută de proroce Domnului, câte cincizeci într-o peșteră și am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor a cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Amin. Să ocupăm locurile. Au trecut trei ani de absență din viața publică a lui Ilie. Un muntean din munții Galadului, aspru ca munții, îmbrăcat ciudat, a fost trimis de Dumnezeu în fața împăratului Ahab, un împărat păgân, idolatru, căsătorit cu o femeie dintre străini, mai idolatră ca și el. Și Ahab a ținut, a, a auzit probabil cea mai ciudată predică din viața lui și și cea mai scurtă. Viu este Domnul Dumnezeul a cărui slujitor sunt, că nu va ploa în țara asta decât la cuvântul meu. Amin și a fugit Ilie din fața lui Ahab. nu e așa că predicile cele mai bune sunt alea scurte? Amin, așa vă plac astea vă spun o experiență cea mai bună predica mea a fost de un singur cuvânt eram la o convenție a fraților păstori în Texas și au pus pe fiecare era o bisericuță mai începătoare în Texas care s-a simțit foarte onorată să aibă pe toți păstorii și au pus pe rând pe fiecare pe la ora 12 noaptea m-au chemat și pe mine și zice rugați pe fratele la scău să aibă un cuvânt men și l-am avut m-am dus la da, învon și am zis, amin. Man, ce m-au aplaudat, frații. Că într-adevăr mi-a dat un cuvânt și l-am spus. Nu? E, bine, Ilie, lui Ilie s-a dat mai multe cuvinte, dar foarte puține, câteva secunde și a fugit. A dispărut din spațiu public trei ani de zile. Și acum, după trei ani de zile, Dumnezeu îi vorbește lui Ilie din nou. E, dar în aceștia trei ani de zile s-au întâmplat multe în viața lui Ilie. A avut experiența extraordinară de la părâul secat. L-a ascuns Dumnezeu lângă părâul cherit și l-a hrănit Dumnezeu. Veneau corbi și îi aduceau pâine și carne în fiecare zi. Și așa cum spunea ă, Laurențiu, când Dumnezeu te hrănește, te hrănește bine. Nu de multe ori, nici să faci colesterol, nici să te îngrași, dar îți dă ceea ce ai nevoie. Părul a secat și cred că nici corbii n-au mai venit și Ilie a primit din partea lui Dumnezeu o nouă poruncă. Du-te în Sarepta Sidonului pentru că am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. Toată mândria lui de bărbat acum a fost provocată de trimiterea aceasta a lui Dumnezeu, pentru că noi, bărbații, așteptăm o poruncă să ne trimită Domnul să avem noi grijă de ceva văduve, nu-i așa? Nu se îngrijească ele de noi. E bine, Ilie se duce și am asistat la o altă perioadă din viața lui Ilie, când Dumnezeu înmulțește făina, pumnul de făină de pe fundul unui vas și ultimul ulei dintr-un ulcior îl înmulțește în fiecare zi. Împreună cu Ilie, văduva aceasta din Sarepta Sidonului experimentează minunea lui Dumnezeu. Nu abundența unei cantități copleșitor de mare, ci un puțin care ajunge în fiecare zi. Care este minunea mai mare? Să-ți dea Dumnezeu așa o cantitate mare, sau să-ți dea în fiecare zi o viață întreagă? Mulți dintre noi am cam vrea să ne dea așa o cantitate cam mare ca să avem ce risipi în plăcerile și în distracțiile noastre. Și de obicei studiați puțin viețile oamenilor care au primit dintr-o dată așa o cantitate mare de binecuvântare, cum zicem noi. Studiați viețile oamenilor care au câștigat la lotul, de exemplu. Și veți vedea vieți ruinate una după alta. Nu este mai mare minune și mai mare binecuvântare să se îngrijească de Dumne Dumnezeu de puținul tău de fiecare zi, pâinea noastră cea de fiecare zi de nouă astăzi, decât să-ți dea Dumnezeu așa un camion de franzele, nici nu știi ce să faci cu ele. Minunea aceasta îi întărește credința lui Ilie. Credința că Dumnezeu îi va purta de grijă. Nu contează unde se găsește. Când seacă pârâul, Dumnezeu are un alt loc unde să-l trimite. Și îl trimite exact în țara Izabelei. Observați, Obadia zice, te-am căutat peste tot. Ne-am dus în toate națiile pământului și te-am căutat. Cred că în Sidon nu l-au trimis pe nimeni, pentru că nu puteau să creadă cum poate ăsta să meargă în, chiar acasă la Izabela, în țara ei, nu? L-au căutat în alte părți. E bine, Dumnezeu îl trece pe Elie printr-un alt examen extrem de greu. Fiul văduvei moare. Și am învățat duminica trecută că Dumnezeu face pentru prima dată în istoria biblică o minune extraordinară. La rugăciunea cuiva, Înviază cineva din morți. Și Ilie este primul om pe care îl folosește Dumnezeu, prin care Dumnezeu înviază pe cineva din morți. Trec multe zile, foamea este îngrozitoare peste tot, și Dumnezeu îi trimite acum o poruncă nouă lui Ilie. Haideți să vedem în această zi trei lucruri care să le discutăm despre profetul Ilie. În primul rând, o analiză a lui Ilie ca și slujitor al lui Dumnezeu, Obadia, un alt slujitor, dar care slujește lui Dumnezeu în secret, și în final să discutăm despre Obadia, care este angajatul lui Ahab, ca în final, concluzia predicii din această seară, să vedem care este deosebirea între un angajat și un slujitor dar să le luăm pe rând și să discutăm puțin despre Ilie, slujitorul lui Dumnezeu. Ilie, slujitorul lui Dumnezeu. Primul lucru, ar vrea să ne gândim puțin la stăpânul pe care îl are acest slujitor, la Dumnezeu. După trei ani de lipsuri și de încercări, de examene, Ilie este gata de acțiune, este pregătit. A trecut examenul final și acum urmează trimiterea. Este decis să-l slujească pe Dumnezeu cu toată ființa lui. Este gata să facă orice sacrificiu pentru Domnul acum. I-a văzut puterea, Dumnezeu înviază oameni din morți, când nu mai este nimic de mâncare, El îți aduce, El îți poartă de grijă, Dumnezeu este cu el. A devenit din omul acela din Munții Galadului, a devenit omul lui Dumnezeu. În final, femeia aceasta, văduva, îl spune, acum știu că ești omul lui Dumnezeu. Are un alt titlu, are un alt statut. Ilie este omul lui Dumnezeu și este gata să asculte de Dumnezeu cu toată ființa lui. Care este stăpânul vieții noastre oare? De cine suntem gata să ascultăm? Să știți că aceasta este o întrebare tulburătoare, dacă suntem sinceri și ne opunem cu adevărat. Cine este adevăratul meu stăpân? De cine ascult eu? Sunt gata să ascult de Dumnezeu în toate lucrurile sau numai în alea uh, ușor de îndeplinit, nu-i așa? Sunt gata să mă supun stăpânului meu întru totul? Este greu pentru noi să înțelegem statutul acesta de stăpân, pentru că astăzi nu mai sunt stăpân și sclav, nu-i așa? Cel puțin în America, sau cel puțin în lumea pe care o cunoaștem noi. Deși să știți că și în America există sclavi și astăzi. Există copiii vânduți care trăiesc o viață de sclav. Există femei vândute și sunt folosite ca sclav. În America, în America, peste tot în lume, însă, sclavagismul nu a dispărut. Este îngrozitor ce se întâmplă în Africa, ce se întâmplă în Asia, în țările din, din sudul Asiei. De aceea, pentru că noi trăim în America, e greu să înțelegem ce înseamnă uh, sclav, ce înseamnă rob. nu e așa? Noi suntem slujitorii Domnului. Și când ne gândim la a sluji pe Domnul, este venim o dată pe săptămână, nu așa la biserică și slujim Domnului, sigur că da. Avem o slujbă pentru Domnul pentru puțin timp. E bine, un sclav, un rob, era proprietatea stăpânului. Și ăsta nu se uita la ceas când se termină slujba. Slujba lui nu se termina niciodată. Să știți că Domnul a avut simțul umorului, la un moment dat le-a zis evreilor, le-a spus asta, ce credeți că se întâmplă într-o casă din asta, între stăpân și sclav? Prima dată se pune sclavul la masă, nu și mănâncă? Sau de stăpânului? Um, este robul lui Dumnezeu. Este vândut pentru Domnul, aparține într totul lui Dumnezeu și se duce acolo unde îl trimite Dumnezeu. Iată că Dumnezeu îl trimite în, înaintea dușmanului său. Porunca aceasta pe care o dă Dumnezeu lui Ilie pare ciudată la început, nu-i așa? Să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Doamne, dar trei ani de zile în tot fugit de ăsta, nu? Mai ascuns lângă pârul Cherit, mai ascuns la o văduvă în Sarepta Sidonului, în țara Izabelei, și acum să mă duc eu la el? De ce mai ascuns trei ani de zile și acum mă trimiți în final la, la dușmanul meu de moarte? Asta, asta? Dacă mă duc, mă omoară. Ilie nu mai pune asemenea întrebări. Ilie știe să asculte de Dumnezeu pentru că are o experiență deja de trei ani cu Dumnezeu și este gata să asculte poruncile Lui. El știe că înaintea lui este un rege și o națiune furioasă. El este omul care a oprit ploaia. Omul care a produs secetă în țara asta. Omul din pricina căruia copiii mei n-au ce să mănânce. Omul din pricina căruia economia întreaga a țării a colapsat. Omul din pricina căruia uh, nu mai avem pâine pe masă și răbdăm de foame cu toții. El știe unde se duce. Și cu toate aceasta, Ilie ascultă. Poruncele Domnului uneori par foarte ciudate, nu-i așa? Te ascunde trei ani și formă de hab și vormă de trimite la, la hab. Și ce? indiferent ce poruncește Domnul, asculte de el, o să iasă bine. Dacă asculți de alți stăpâni, dacă asculți de mintea ta, nu o să iasă bine. Ascultă-mă bine. Se spune că, mai ales în viața noastră a bărbaților, așa, pe la adolescență, noi ne mutăm pe stânga. Ne mutăm pe stânga a creierului nostru, pe emisfera aceasta, stânga, ne mutăm toate informațiile, centru de calcul, nu? ne mutăm centru de comandă pe stânga și rațiunea începe să ne domine. Uneori Dumnezeu ne provoacă foarte puternic pentru că ne trimite porunci împotriva centrului nostru de comandă, nu-i așa? Toate instinctele lui Ilie, mintea lui Ilie, centrul lui de stânga, spune n-am ce căuta acolo, ăștia te omoară, este foame din pricina mea, mă caută, trei ani de zile m-a căutat peste tot. De ce ne ascultăm? De cele mai multe ori noi, bărbații, ascultăm de centrul nostru de comandă, nu-i așa? du-te, ajută-l pe săracul acela. Doamne, dar n-am nicio, ăla nu, nu vrea să lucreze. Deci începe partea asta, stângă noastră, să o contrazică pe aia dreaptă. Ok? Și ascultăm de mintea noastră, ascultăm de rațiunea noastră. Uitați-vă în istoria lumii, ce s-a întâmplat, marele crize economice, bubbles de astea economice care au explodat grozav. Oamenii au ascultat de propria lor rațiune, au investit și mai mult, și mai mult, mai multe case, mai multe... Știți, zilele trecute am învățat o chestie grozavă, nu am știut. Bursa și primul bubble din ăsta grozav la bursă s-a petrecut cu bulbi de lalele, ok? Bulbi de la lele. Okay? Toți investeau un bulb de la Lele. Parcă erau românii care cumpărau nutri. <laughs> Țineți minte pe vremea cu nutrii? Wow. A fost un bubble din ăsta economic capitalist în mijlocul comunismului, domnule, în mijlocul socialismului. Foarte ciudat. Cumpărau cu 3.000 de lei o nutrie domnule, un șobolan de la mare. Nu, nu știu ce face asta, I don't know. Okay? Ba, inventaseră și rețete culinare. <laughs> Ați mâncat vreo nutrie? E bună la ceva? Okay. Investeau în nutrii, domnule. Cine? Și într-o zi au murit toate nutriile, au dispărut și nu mai nu, nu interesa pe nimeni nimica, nu Unii și-au făcut bani, alții au, au pierdut bani, toți au pierdut vreme. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că lumea a ascultat de partea stânga creierului lor. Acum este vremea nutriilor. Investim în nutrii. Nu? toate crizele economice s-au întâmplat în lume, că am ascultat de mintea noastră. Și atunci când Dumnezeu poruncește ceva, mintea noastră începe să intre în acțiune. A, nu e logic, nu e normal. De ce așa? Cum să te duci acolo? Păi până acum am ascuns, domnule, mi-a mâncare, au venit corbi, mi-a dat pâine, mi-a dus friptură de pe, la picnicul lui Ahab. M-a ascuns Dumnezeu, uite, domnule, în, în țara dușmane mele. Mi-a dat mâncare în fiecare zi și puțin a ajuns. Au făcut binuni Dumnezeu cu mine. Ce să caut eu acolo? E bine aici. Cine este stăpânul tău? Poruncele Domnului par ciudate. Și ceva? Indiferent cât de ciudate sunt, asculte de ele. Chiar dacă contrazic mintea ta. Vestea bună este că Dumnezeu are de gând să dea ploaie peste țară are de gând Dumnezeu să dea ploaie peste fața pământului. Vai, ce veste extraordinară! Dute ca să dau ploaie pe fața pământului. Doamne, dar nu era vorba că eu dau ploaia. Nu era vorba că eu sunt șeful ploilor, nu? Nu no, ne place să fim fiul ploii, așa e? Să dăm, să, să dăm noi poruncă la ploaie, nu? Dumnezeu aduce aminte lui Ilie că cel care de ploaie este totuși el, nu? Totuși el și nu Ilie. Dar vreau să dau ploaie peste fața Pământului spune Dumnezeu. Um, nu, Ilie trebuie să se ducă ca să poată veni ploaia, nu? Pentru că el este cel care a oprit-o, nu? și trebuie să se prezinte în fața lui Ahab, în fața acelui și împărat în care a oprit ploaia, trebuie să ceară de la Domnul să vină ploaia din nou. Dar Ilie, veți vedea duminica viitoare, care are un geab mult mai profund și mult mai greu de făcut, el trebuie să alunge pe bal din țară, trebuie să stârpească o religie falsă. Ploaia n-a fost decât un instrument prin care să atragă atenția Dumnezeu unei națiuni idolatre. Așa cum, de fapt, orice încercare și orice suferință în viața noastră este un moment în care Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Vrea să ne spună, hei, trezirea, deșteptarea, wake up. Dumnezeu ne cere uneori lucruri imposibile pentru puterele noastre, nu așa? Cum, Doamne, să duc ploaie? Cum. Cum să mă duc acolo? Gândiți-vă că lui Avram i-a cerut jerfă pe viul lui. Lui Moise i-a spus, lovește cu toiagul și marea se va desfica și vei trece ca pe o Gândiți-vă la cât de imposibile păreau lucrurile astea. Ucenicii au venit la Domnul și a spus, Doamne, lasă-i să plece acasă că sunt morți de foame. O mulțime mare de dimineață stau aici și tot ascultă predicile tale, lasă-i să meargă undeva, lasă să scăpăm de ei. Și Domnul le-a spus, dați-le voi să mănânce. Și au început să-și facă socotelele, au început să lucreze partea stângă a creierului, nu? A făcut socotelele, cinci pâinișoare, doi pești. Dar ce sunt ăștia, Doamne? Cum ce sunt? Dacă Dumnezeu a făcut lumea din nimic, nu, din ceva foarte puțin, e mult mai ușor. Și ucenicii au asistat la cea mai grozavă minune. nu, Hrănirea a 5.000 de oameni. Din cinci pâini și doi pești. Poate că cea mai ciudată și absurdă, într-un fel, și chiar mă gândesc să, să avem o predică din, din subiectul ăsta. Este pasajul din Vechiul Testament când poporul vrea să mănânce carne okay. S-au săturat de pâinea asta care o dă Dumnezeu din cer Vreau carne Carne vreau Și Dumnezeu spune, le, le voi da Du-te, spune că vor mânca carne o lună de zile Știți care a fost reacția lui Moise? Doamne, dacă tăiem toate vitele, tot, tot, ce avem, nu, nici o săptămână nu ține la ăștia. Ăștia mănâncă tot. Nici prin cap nu i-a trecut lui Moise că Dumnezeu are rezervele lui. Okay? Moise, eu fi spus Dumnezeu, astăzi s-a anunțat vreme urâtă, furtună cu prepelițe. A plouat cu piatră, a plouat, dar asta va, va ploa cu prepelițe și vor avea o lună de zile să mănânce prepelițe. Ați avea curajul să vă duceți înaintea unor oameni ispitiți, nervoși, care vor altceva decât le dai tu, ok? Să le spui, de azi înainte, o lună de zile o să mâncați numai friptură de prepelițe. <laughs> Nu erau 10, nu erau 100. Erau probabil vreo 2 milioane de oameni sau trei, cum zic alții. La un moment dat, moi să zice, dacă am, am, am toți pești mării, dacă am luat peștii, de unde, unde atâta carne? Nu avem de unde, Doamne, nu se poate. Una dintre cele mai absurde, nu, porunci date de Dumnezeu, și totuși, mă se zice, nu știu ce o să faci, nu știu cum o să te descurci, treaba ta, tu ai făcut promisiunea asta, să aduci le a și la a băieți, de azi încolo, o lună de zile, numai carne. Și au venit carne. A venit o furtună de prepelițe. Așa, la înălțime să le lovești bine cu bățul. Cred că de acolo, de -acolo s-a inventat baseball-ul. <laughs> de prepelițe și-ar avut din belșug o lună de zile. Dumnezeu uneori ne cere și ne vorbește despre lucruri despre care mintea noastră spune a, așa ceva nu, nu se poate, este imposibil. Ce se întâmplă însă este că Ilie este un om ascultător, crede pe Domnul și se duce și ascultă de Dumnezeu. Se duce înaintea lui Ahab nu știe ce o să se întâmple, nu știe ce urmează, dar dacă Dumnezeu a fost cu mine și m-a păzit la părăul cherit și mi-a dat să mănânc și să beau, dacă m-a păzit în casa unei văduve, dacă a înviat un om din morți, acest Dumnezeu poate să facă toate lucrurile și s-a dus curajos înaintea lui Ilie, înaintea lui Ahab. Este interesant că primul om pe care îl întâlnește în țara lui Israel este Obadia. Profetul Obadia, om al lui Dumnezeu și al împăratului în același timp, un om al contradicțiilor, este mai marele casei lui Ahab, dar să și temea de Domnul. Ahab și Domnul. El se teme de Ahab și de Domnul. Ascultă de Ahab și de Domnul în același timp. Încearcă soluția de mijloc. Un om care am putea foarte greu să-l dezvinovățim din textul ăsta, dar și greu să-l condamnăm definitiv, nu e așa? Pentru că ăștia joacă pe mijloc, nu știe exact unde merg lucrurile. Obade este exemplul creștinului care vrea să trăiască și cu Domnul și cu lumea. Vrea să, să folosească de avantajele acestei vieți, dar să și fie sigur de aia viitoare. Vrea să guste din puterea acestei lumi, dar și din puterea lumii care va veni. Obadia este un personaj celebru și în seara asta vom vedea mai multe despre această duplicitate a omului care vrea să slujească la doi stăpâni. Indiscutabil, stăpânul lui Obadia, în primul rând, este Ahab, pentru că Ilie spune, du-te, spune stăpânului tău. Și Obadia încearcă să explice, o stai, stai puțin, eu mai am încă un stăpân, care este Domnul, eu și mă tem de Domnul, dar și de Ahab. eu, eu am găsit o soluție tu ești cam extremist, frate Ilie, tu numai pe Domnul vrei. Vezi, de aia tu de suferit, nu? Locuiești lângă pâraie care se usucă, mănânci, îți dau corbii, te, refugiezi la niște văduve în străinătate, mănânci câte un turtă în fiecare zi din puținul care nu se termină. Puteai, dacă erai om deștept, nu? să găsești o soluție să trăiești ca mine mai marele case împăratului. nu e așa? Pentru Ilie, stăpânul este indiscutabil Jehova. Pentru Obadia este Ahab. Obadia este guvernatorul casei lui Ahab. Dar în același timp, este un credincios în secret față de Domnul. Uh, Ilie îi spune tot timpul, du-te și spune stăpânului tău, du-te spune stăpânului tău. Și asta tot spune, stai, stai puțin că eu mă tem și de Domnul, nu e așa? Obadea se teme de Domnul, dar ascultă de Ahab. <laughs> nu vi se pare foarte ciudată chestia asta? Este compromisul acesta permanent din viața unui asemenea om. Eu mi-aduc aminte bine de vremurile de tristă amintire. Când am cunoscut atâția Obadia. Era membru de partid să meargă bine și era colegul meu de birou. Da, era și fratele meu la, la, biserică. Ciudat. Nu, nu știu nici astăzi cu cine era mai frate. Cu ei sau cu mine. Pe ei vindea la mine sau pe mine mă vindea la ei. Obadia. Biserici întregi au fost conduse de asemenea Obadia. Și îmi pare foarte, vreau să spun, că tradiția merge în continuare. Iar suntem plătiți de guvern, nu? Păsorii din România încă sunt plătiți de guvern, dar slujesc Domnului, nu-i așa? Și într-o zi trebuie să asculți de cineva, pentru că Domnul Iisus a spus nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Știți ce se întâmplă când vrei să slujești la doi stăpâni? Îi trădesc pe amândoi. Îi trădesc pe amândoi. Obadia se teme de Domnul, dar ascultă de Ahab, nu-i așa? Obadia este exemplu unei slujiri în secret. La masa lui Ahab guvernatorul casei lui Ahab, stăpânul peste toate averile lui Ahab, administratorul averilor lui Ahab, nu-i așa? Obadia stă la masă cu dar are niște secrete foarte mari. Știe multe lucruri Ahab despre Obadia, dar nu toate nu le știe. Ceva ascuns. Ahab nu știe că Obadea a ascuns 100 de profeți al lui Dumnezeu în două peșteri și hrănește cu pâine și apă. Deci nici să moară, nici să trăiască. Ciudat când te hrănește Dumnezeu, îți trimite prin corbi pâine și carne, nu? E când te hrănesc frații, mai ales aia care slujesc lui Ahab, mănânci pite cu apă, pâine și în întristării. Nu? este interesant personajul acesta, foarte interesant. El spune, eu sunt dedicat Domnului, eu am un devotament pentru Domnul, eu sunt un credincios în secret, așa de pocăit sunt, că nu știe nimeni. Numai eu și Domnul, nu? N-ați auzit oameni care să lăuda că el lucrează de zece ani la întreprinderea aia și nimeni nu știe că el e pocăit. Bravo! Performanță formidabilă. A reușit să minți, să te maschezi, să înjuri ca ei, să te porți ca ei, să bei ce beau ei, să. Nu? Ai reușit. Nu știe nimeni. Au oh, un secret în inima ta. Ia, sigur că da. E greu să trăiești în casa lui Ahab, un idolatru, un pervers din toate punctele de vedere. Și să fii sfânt. Să nu spui că ai reușit să-ți menții slujba asta, frate Obadia, cu toată conștiința curată până la capăt. Nu? Un inginer de la CTC, cei care controlau calitatea muncii noastre, domnul Moșă, n-am să-l uit niciodată, venea la birou aproape în fiecare zi. La 12, șeful nostru avea obiceiul să întrebe, băieți, cum mâncăm astăzi? Mâncăm ca oamenii sau ca porcii? Dacă aveai curajul să întrebi de ce, cum mănâncă porcii, el spunea foarte clar, oamenii când mănâncă, beau ceva înainte de a mânca, porcii nu beau înainte de a mânca. Și eu hotăram să nu mănâncă oamenii ăia la lanci, și le refuzam țuica, le refuzam ce beau ei de fiecare dată. Și a venit domnul Moașă la mine să mă convingă. Băi, băiete, ești inginer, ai toată viața înainte. Nu o fă prostie asta, domnule. Te pui așa pe față cu regimul, cu toată lumea. Hai, bea și un par cu noi, că nu e mare lucru, domnule. Și am spus, pentru mine e foarte mare lucru, pentru că eu am hotărât să nu beau în viața mea nimic a insistat, a insistat și la un moment dat m-a luat după omer și spune îmi place de tine, vreau să-mi spui mai mult despre credința voastră, pentru că dacă ai fi băut numai o gură din paharul ăsta, ai fi fost un zero înaintea mea. Ai fi fost un zero tăiat înaintea mea. Pentru că am cunoscut niște pocăiți de ai voștri, am fost o mormântare cu ei și au venit cu trâmbițele și au suflat și au băut și pe urmă s-au îmbătat că să îndreptau trâmbițele când sufla în Am crezut că și tu ești un pocăi din ăla care predică apă și bea vin. Dacă dacă să reziști la masa lui Ahab, uneori trebuie să închini cu Ahab, bea ce bea Ahab, mănânce ce mănâncă Ahab, chiar dacă e sabat astăzi, funcția este funcție, nu? Cona joițica, cona joițica trebuie să rămâne în, în, linie, nu? Devotamentul pentru Domnul este devotamentul unui credincios în secret. Ascunde sute de proroci în peșteri, fapte de curaj, nu? Și de compasiune, de lăudat. Dar duce o viață de compromis pentru că încearcă să slujească la doi stăpâni Haideți să vedem cât de profundă, cât de devotată este slujirea asta pentru domna lui Obadia. Trebuie menționat că el face două erori majore aici. Se angajează la cine nu trebuie, ok? Se angajează la cine nu trebuie. Că de la bun început... Nu trebuie să te angajezi la omul care îl blastămă pe Dumnezeu, care vrea să-l scoată pe Dumnezeu din cărțile de istorie și din viața de fiecare zi. Nu trebuie să te angajezi niciodată la acela care vrea să înlocuiască pe Dumnezeu la adevărat cu idolii mizerabile ai acestei lumi. Nu trebuie să te angajezi la asta niciodată. Este prima mare greșeală. A doua este că are o activitate greșită ca profet avea de administrat casa lui Dumnezeu și secretele lui Dumnezeu, nu casa unui asemenea om. Caută iarbă pentru cai, când neamul lui moare de foame. Ahab zice, hai să umblăm pe la toate izvoarele, pe la toate părâile, să vedem dacă au mai rămas ceva iarbă undeva, să dăm de mâncare la cai. Obadi are grijă de cai, în timp ce poporul lui Dumnezeu moare de foame, nu are ce mânca. Ei. Se pare că are mai mare milă de caii lui Ahab decât de băia din peștere. Cine știe de câte ori mâncau ăștia pâine și apă, probabil pe săptămână, o dată sau de două ori, care nu cred că s-a dus și dimineața și seara, cum veneau corbii să reduci că de mâncare acestor oameni ascunși în peșteri. Caută iarbă pentru cai în timp ce neamul lui moare de foame. Hrănește prorocii cu pâine și apă, așa cum spuneam înainte, nu-i lasă nici să moară și nici să trăiască. Este asta fapte de vitecie? Este asta merit? Doamne, câte fraze nu produce un asemenea obadia. Fraților, da, dacă nu eram noi, nu? În vremea aceea, ce-ar fi făcut ăia cu prorocii, cu pastori, cu bisericile, dar noi am mijlocit, am dres și-am scăldat-o. Hmm. Întotdeauna cei care slujesc la doi stăpâni se prezintă eroi. Și nu sunt. Are niște scuze. Oh, el nu se duce la Ahab acum. E adevărat, El este omul lui Dumnezeu, prin care vorbește Dumnezeu. Dumnezeu face minuni. Dar el nu se poate duce la Ahab. În primul rând, Gândiți-vă la ipocrizia acestor scuze. Nu merge la Ahab pentru Ilie. Nu poate merge. Nu poate merge. El are o slujbă prea importantă să și-o sacrifice. Și știe ce se va întâmpla. Face deja scenarii. O, păi tu ai umblat peste tot. Te-am căutat peste tot și nu erai. Asta o să se întâmple și acum. Eu mă duc de bună credință la Ahab să-i spun că ai venit tu și Duhul Domnului te și te ascunde iară cine știe pe unde? Și asta o să-mi capul. Deja el are scenarii în avans. De ce nu se duce? Ilie nu venise acum să-l mai, să mai ascundă Dumnezeu. Ilie venise să se ascundă ăia la alții, acum de el. Ok? Era trimisul lui Dumnezeu să facă ordine în țară. Câte ipocrizie, frică. Obadia nu crede că Dumnezeu poate să-l păzească. Nu? Trebuie să se păzească el. El trebuie să aibă minte suficientă. Este foarte dezvoltată partea asta stânga creierului său. El trebuie să fie deștept, trebuie să se descurce, nu trebuie să se angajeze în acțiuni compromițătoare, nu trebuie să se angajeze în acțiuni care să îi perecliteze slujba și viața, nu-i așa? Nu trebuie să se asocieze pe față cu Ilie. O, oh, când nu-l vede nimeni, să închină înaintea lui Ilie, Domnul meu. Nu știu dacă ar fi fost Ahab de față, cum s-ar fi purtat Obadia. Cert este că pe Carmel, lângă Ilie, nu stă Obadia deloc, dar nici lângă Ahab s-a terminat undeva istoria acestui om, așa brusc, nu mai spune Scriptura nimic de el. Dacă ar fi fost cu adevărat mai mult pentru Dumnezeu, ar fi fost lângă Ilie. Și ar fi spus, dăm și mie o sabie să tai și eu câteva capete de prorocea lui Bal, că tare mor chinuit ăștia pe mine. E? Nu, nu era, nu era acolo. Este plin de frică pentru că vrea să-și păzească scaunul. El crede că a făcut deja suficient de mult pentru Domnul. Oh, nu! Chiar, de, cum poate Dumnezeu să-i meceară lui un asemenea sacrificiu, să-și riște liniștea și viața, să meargă în fața lui Ahab? Nu se poate. Dar el a făcut suficient. O sută de oameni am păzit. 50 într-o peștere, 50 într-alta și le dau pâine și apă. El l-a făcut suficient. Gândiți-vă la indulgența totuși, în final, se duce, se duce la Ahab și spune că a venit Ilie. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Observați că nu, nu numai Ilie se duce înaintea lui Ahab, ci vine și Ahab înaintea lui Ilie. Așa de mult îmi place chestia asta de aici, ultima. Ahab s-a dus înaintea lui Ilie, pentru că Ilie era mai mare ca Ahab. Ilie reprezenta o împărăție mai mare ca împărăția lui Ahab. El era trimisul lui Dumnezeu care să judecau cu o țară întreagă. După plecarea lui, așa cum spuneam înainte, nu mai auzim niciodată de el. Pe Carmel nu este alăturea de Elie, nu este de partea Domnului, nu este de partea reformei pe care o așteaptă acum o țară întreagă. Aș vrea să ne gândim în concluzie la câteva lucruri. Numărul 1. Ești Obadia sau Ilie? Poți să pui cărțile pe masă acum și să trăiești cu cărțile pe masă sau ești înascuns? Slujești la două sisteme în același timp. Cine vrea să slujească la doi stăpâni, îi va trăda pe amândoi. Și va fi lăsat pe din afară de amândoi. Al doilea lucru. Slujești la doi stăpâni. Te rog să alegi unul astăzi. Pentru că Domnul Isus spune că nu, nu e posibil să continui o viață de asta duplicitare. Alege unul. Alege-l astăzi și alege-l alege pe la care trebuie. Alege să slujești lui Dumnezeu. Viața este așa de scurtă nu no risipi slujind uh, cu energia, cu resursele tale, cu talentul care l-ai la cine nu trebuie. Cine este stăpânul tău? Și pentru că în seara asta aș vrea să-l identifici bine, aș vrea să urmărești următoarele întrebări care să ți le pui. Numărul 1. A cărui voință primează în deciziile care le ai? A ta sau a Domnului? în deciziile mărunte sau mari de fiecare zi, a cărui voință primează, a cărui voință se impune, Domnul își impune voința sau tu și îți impui voința ta. Suntem ca și tânărul acela care zice, Doamne, facă-se voia ta, dar mărie să fie a mea. Nu? Facă-se, Doamne, cum vrei tu, dar în final, dacă ai totuși cum vreau eu să iasă. Altă întrebare. Ce este mai important? Plăcerea ta sau a Domnului? Ce este mai important? Plăcerea ta sau a Domnului? Altă întrebare. Când ai o decizie, ții cont de părerea lui Dumnezeu sau nu? Îl consulți vreodată? Trebuie să iei o decizie. Trebuie să te muți, trebuie să schimbi geabul, trebuie să-ți cumpere o casă, trebuie să cumpere o mașină decizii mari. Trebuie să trimiți copilul la o anumită școală. Nu? Îl întreb pe Dumnezeu de, de chestiile astea sau nu. Sau asta sunt chestii prea amărunte, da? Dacă s-ar ocupa Dumnezeu de toate. Da? ne ocupăm noi, că de aia ne-a dat Domnul minte nouă, nu-i așa? Sigur că da. De aia sunt ruinați financiar aproape toți. După criza economică care a fost. Că nu l-am întrebat pe Dumnezeu deloc am lăsat creierul nostru. Bă, nevestele noastre de multă vreme, că noi funcționăm numai cu jumătate de creier. Și cu aia stângă, nu cu aia dreaptă. Luăm decizii ținând cont de părerea lui Dumnezeu sau nu. Altă întrebare. Cine primește primul din câștigul tău? Cine primește primul? eu, me, myself and I nu? eu lucrez eu mă distrez eu mănânc, eu beau, eu eu, sigur că da cine primește primul din salarul tău și zic că dacă domnul ar fi domnul atunci am dat în avans, zece ala să nu cumva, să gărășim cumva, nu? Eu, eu asta am, am o frică în mine, credeți-mă fac socotelele și înainte să vină ziua Dau deja banii în, în avans. Încearcă. Cine primește primul rodul muncii tale? Restaurantele, așa e. Molurile. Cinematografele, băieți, așa e. Movies. Wow. Gândiți-vă. Asta e o întrebare foarte, foarte importantă. Cine primește primul rodul muncii tale? Altă întrebare. Cine beneficiază cel mai mult de talentul și timpul tău? Dumnezeu s a dat talent, talente. Noi românilor, Dumnezeu ne-a dat mai mult decât putem duce. Nu? Suntem talentați specialiști în temirce. Toate le știm. Cine beneficiază mai mult de talentele astea noastre? Domnul sau noi? De timpul nostru. Cu el dăm? Avem foarte mari probleme să lămurim creștine să vină miercurea seara la rugăciune și să roagă tot pentru ei și pentru viața lor. Și totuși nu vin. Pentru că timpul lor este mai important pentru ei decât pentru Domnul. Așa este? Cine be beneficiază cel mai mult? Altă întrebare. Cine ocupă tronul vieții tale? Cine domnește peste întreaga ta viață? Asta sunt câteva întrebări care să ne ajute în seara aceasta să stabilim cine este stăpânul nostru. Dacă ai încercat să fii ca Obadia, jucând la două capete, încercând să împaci și lumea asta și lumea cealaltă, și Împărăția Întunericului și Împărăția Luminii hotărăște, nu e posibil să duci o viață duplicitară, hotărăște cui vrei să slujești. Exact așa cum a zis omul lui Dumnezeu, hotărâți azi cui vreți să slujiți. În ceea ce mă privește, eu și casa mea voi sluji Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.